screaming like a Salutare prieteni și bine v-am găsit la al doilea episod din seria Stăci Cometind de Eurocorvus. Eu sunt Ionuț și vă doresc o vizionare cât mai plăcută. În acest episod o să citesc și eu prima mea aurată de Cometind de Euro. N-am mai jucat Cometind de Euro înainte, am mai jucat puțin Puca pe Corum, parcă se numea. O să mergi să faci puțin experiență că nu am să citesc. Mergem pe la Go. Ne vedeau să nu ne pârască, ziceau că nu se bagă, dar mai dă în morților. Ca a doua zi când îi vedeau, le spuneau părinților. M-am cumpărat și eu semestrul acesta. Am dat 70 milioane pe el, nu știu dacă s-a meritat. Dar e bun de început. Dar e bine când ajung la Boca să nu se plicite. Am revenit, pot să bat câteva grupe ca să fac puțin experiență și pe saură. Vedem cum face. Țin minte când ne întâlneam în fața blocului. O gașcă de bine mânti îmi spuneau locul lui. Ne lăsam furtați de aripile jocului. Alergam și chirăiam de mama focului. Mi-e dor de zilele în care eram în puști gras și stăteam în fața scării cu muci la nas. Stau destul de binișoară având în vedere că am câtul cu 6 de nivel 1. Trebuie să-mi cumpăr pe care cânteam un plus nouă. Să vedem dacă avem noroc. Să o lacrimă că nu-i ușor. Unde-i copilăria mea? Coaie că mi-e dor. Erau doar nopți scurte și zile exagerate lungi. Da, M2, ura. E bine că nu am fost nici și concentrat. O să le folosesc la emuri mai mari, ca ce le-am de la event. Nici și fi de 5 prime. Mai am câteva perle, preț de oară, care trebuie să le vând. Un PMS plus 9. Trebuie să cumpăr mai multe aure, ca am și fi de fiecare zi. Mai bat puțin, mai fac puțin experiență. A trebuit să fac level 33 pentru Abanos. Aș da orice să pot, da timpul înapoi. Să mai puneți coloana și Dacia cu voi. Mi-e dor de zilele în care nu știam de firme și vedeam haine originale doar în filme. Calul am nivel 1. De fapt, m-am dat din urmă la ziua de pe cal și mi-a ieșit misiune. Și de joacă dansând breakdance. Trec ani și toate clipele frumoase mor. Unde-i copilăria mea? Coaie că mi-e dor. Umblam prin cartier cu casetofonul pe umăr. Erau la modă trupe de breakdance. Trebuie destul de bunișor. Adică iau vreo 2-3% pe grupă. Pe o grupă mare. O să fac și un ninja de nivel 18 sau o să văd de 38. Ca să citesc cărți în fiecare zi pe avem. Vreau să fac geuri și după aceea feuri. Și pe ninja, haideți să să-l țin de farmă. Au devenit golan tatuați cu casier. Am bine, mai e mult până atunci. Să nu crezi că te-am uitat. Mă bucur că lucrezi. Mai întâi vreau să fac warrior nivel 38. Mi-e dor de zilele în care nu știam de trend. Și ne bucuram la urmă să Iureș. Mi-e dor de verile în care eram murdar pe față. Trebuie să fac și armatul. Mai am câteva itemi și pe Taurus. Acum că nu o să fie fuziune. Mai bat puțin și eu nu știu ce. Văd că toate ceașurile erau ocupate, dar am avut noroc că am găsit aici liber. Toți cresc caractere de nivel 20 ca să primim pe FMS-uri din câte am văzut. Da, mai bat grupa asta și... Atunci ești la spreu. Trebuie să cumpăr neapărat pe Pentagon plus 9. Cu sau fără imune, să văd dacă am bani necesari.
Cam atât a fost cu cel de-al doilea episod. Dacă ți-a plăcut, dă-ți un like, lasă un comentariu cu o părere în secțiunea cu comentarii. Abonează-te la canal pentru a fi la curent cu noutățile. Eu am fost Ionut, pa!